Când m-am trezit din anestezie, a venit la mine doamna doctor și mi-a spus dacă știu că copilul meu este cu Down. În societate, Teo este un privită mai diferit. Am făcut tot ce ne-a stat în putință ca evoluția ei să fie a unui copil normal. Cu 8 ani, în familia Ciobanu a apărut Teodora, copilul dorit și așteptat, care, așa cum chiar mama mărturisește, a fost trimisă de Dumnezeu cu un scop, acela de a-i face mai bun. La câteva ore de la nașterea fetiței a venit și cruntul diagnostic, acela de sindrom Down, pe care părinții l-au primit și l-au acceptat cu curaj și putere. Cum ați primit acest crunt diagnostic? Din câte am înțeles, încă din timpul sarcinii ați știut că este o sarcină cu probleme și există un risc. Spuneți-ne, vă rog, povestea Teodorei de la început și până acum. Povestea Teodorei a început exact acum 9 ani de zile. În perioada asta am aflat că voi avea un copil. După dublu test, analizele au ieșit cu risc crescut. Atât eu cât și medicul care urmărea evoluția sarcinii m-am hotărât să mergem mai departe, pentru că era un copil dorit. Eram căsătoriți deja de 2 ani de zile și nu rămânsesem încă însărcinat, aveam și o vârstă, 33 de ani. Teo s-a născut când eu aveam 34 de ani. Sarcina a fost cu risc. Am avut și eminență de avort, dar bunul Dumnezeu a vrut ca sarcina să evolueze. Teo să se nască, dar înainte de termen. S-a născut prematur la 34 de săptămâni. Apgarul a fost nou, a fost ok. Când m-am trezit din anestezie, a venit la mine doamna doctor și mi-a spus dacă știu că copilul meu este cu Down. Am primit vestea foarte senină față de celelalte mămici care au avut un șoc când au primit această veste. Știam din timpul sarcinii, după cum am spus, dar copilul a fost dorit atât de mine cât și de soț și i-am mulțumit lui Dumnezeu că totuși este sănătoasă, că nu avea nimic asociat. După primele teste s-a dovedit că nu are nimic nici la inimioară, nici în altă parte. Evoluția ei a fost constantă. La 2 ani de zile s-a ridicat și a stat în funduleț. La 2 ani jumătate a început să vorbească. Am avut grijă de ea, am iubit-o, am făcut tot ce ne-a stat în putință ca evoluția ei să fie a unui copil normal. Dacă în fața bolii nu s-au dat bătuți și au învățat să se bucure în fiecare zi de zâmbetele copiilor lor, cei doi părinți, ambii salariați, însă au pierdut lupta cu sărăcia. Aceasta din urmă i-a învins, punându-i zilnic la grele încercări. Cei 4 membri ai familiei Ciobanu locuiesc într-o singură cameră în casa unei rude. Iarna se încălzesc cu ajutorul unei sobe cu lemne, lemne care de cele mai multe ori lipsesc. Teodora are nevoie de un regim alimentar variat pe care părinții nu îl pot asigura din cauza situației materiale precare. De multe ori, lipsa banilor necesari pentru transport o ține pe Teodora acasă, neputând participa la programele de terapie atât de necesare în dezvoltarea acesteia. Singurele lor provizii pentru iarna care bată la ușă sunt un sac de cartofi, unul de mere și câteva gutui.
Cum este acum o zi din viața dumneavoastră și implicita Teodorei? Pentru că ea are nevoie de multă atenție, are nevoie de un regim de viață special și cu siguranță viața dumneavoastră nu este una la fel cu altor părinți cu copii sănătoși. Ritmul nostru, să spunem că este diferit de a celorlalți părinți, chiar dacă l-avem și pe Alex, care este un copil sănătos, care ne ajută foarte mult, o susține pe Teodor atât cât poate el pentru vârsta lui de 4 ani și 8 luni. Într-adevăr, Teo are nevoie de un regim alimentar mai deosebit, pentru că nu putem să cumpărăm chiar totul din magazin. Avem nevoie de alimente care să nu conțină foarte multe chimicale și atunci mergem la piață și cumpărăm de la țăranii, de la producătorii noștri autohtoni sau pe la țară. Tata are și el acolo o bucățică de teren și ne asigură cât de cât alimentația, dar trebuie să muncim și aceste bunuri pe care ni le oferă pământul. Într-adevăr, ritmul nostru se învârte în jurul Teodorei. Are școală, are terapii, noi încercăm să căutăm tot felul de activități în care să o implicăm atât pe ea cât și pe Alex. Nu facem diferență între ei doi. Ce are Teo are și Alex, ce are Alex are și Teo, atât jucării, atât îmbrăcăminte, alimente, cât putem le asigurăm. La diferență de câțiva ani, părinții Teodorei au fost binecuvântați de Dumnezeu și cu un băiețel, Alex, un copil vesel, năzdrăvan și perfect sănătos, care acum, la cei 4 ani ai săi, este sprijin pentru surioara sa, aducând un strop de bucurie în sufletele părinților greu încercați de soartă. Alex este un copil sănătos. A fost o dovadă de curaj din partea dumneavoastră să alegeți să mai aveți un copil după experiența pe care ați avut-o cu Teo, pe care, așa cum ați spus și dumneavoastră, v-a dat-o Dumnezeu și cu siguranță el știe de ce a ales acest lucru. Cum a fost cu Alex? Ne-a mai dorit încă un copil pentru că am vrut ca Teo să aibă un sprijin. Noi suntem un sprijin, într-adevăr, dar trebuie să aibă și pe altcineva care să se joace, să interacționeze. În societate, Teo este privită mai diferit. Am vrut să-i oferim o șansă să aibă și pe cineva alături de ea. Într-adevăr, a fost un risc să mai avem al doilea copil. Înainte de Alex, am mai avut o sarcină pe care Dumnezeu a ales să o oprească din evoluție. Pentru că având un copil cu dizabilități, cu nevoi speciale, a considerat că ar fi cazul, în ghilimele, să ne ofere și o clipă de fericire, să spunem așa. La naștere știam că o să fie băiețel, știam că o să fie sănătos, pentru că am făcut amniocenteza și știam din timpul sarcinii că o să fie ok. Ambele sarcini au fost dorite, ambii copii au fost doriți. M-am trezit din anestezie, a venit la mine doamna doctor și mi-a spus dacă știu că copilul meu este cu Down.
societate, TEO este un privită mai diferit. Am făcut tot ce ne-a stat în putință ca evoluția ei să fie a unui copil normal. Super, bună dimineața! Am revenit în studioul Apolonia TV și la această oră vorbim despre un eveniment deosebit care se va întâmpla luni, pe data de 30, la Casa de Cultura Studenților. Vorbim în această dimineață cu Beatrice Duca, organizatoarea acestui eveniment, și cu directorul Casei de Cultura Studenților, Bogdan Teodor Cruceanu. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Ați venit să ne lansați o invitație! Așa este, am putut urmări împreună un reportaj pe care l-am filmat acasă la Teodora, cea pentru care se întâmplă acest eveniment. Cântec pentru Teodora este un spectacol de muzică populară pe care l-am organizat la rugămintea învățătoarei Teodorei, este vorba de doamna profesor Roxana Sima, care, știind că am mai cântat pe la spectacole caritabile, m-a rugat dacă pot să fac ceva să ajutăm și această fetiță greu încercată de soartă și pe familia ei, care pe lângă faptul că au un copil născut cu probleme de sănătate, cu sindrom Down, mai au încă un copil acasă perfect sănătos, din fericire, dar au o situație materială foarte, foarte greu de suportat. Bineînțeles că am acceptat, iar dacă tot am luat această hotărâre, am zis că și pot, activând în domeniul folclorului și având oarece relații și prieteni, pot să le spun în această breaslă, am zis să fac și un eveniment artistic de calitate, de clasă, aș vrea să-i spun. Și prima dată m-am dus și am bătut la ușa unei instituții, respectiv Casa de Cultura Studenților. Cum, la domnul ați, director. Cum ați primit propunerea aceasta? Ca oricare altă propunere care vine în sprijinul cetățenilor sau cu atât mai mult cu cât în momentul de față avem și o situație mai specială cu ușile deschise, pentru că Casa de Cultura Studenților este deschisă la parteneriate. Totodată sprijinim de fiecare dată, ori de câte ori putem, aceste cazuri speciale, pentru că nu e ușor să te uiți, să vezi că unele sunt copii care au probleme și să rămâi indiferent. Sigur, cu siguranță sunt foarte multe astfel de cazuri, dar ce te-a atras în deosebire la acest caz? Păi, în primul rând, am vrut să răspund solicitării colegei mele și m-a impresionat faptul că ea mi-a spus, uite, știi că sunt multe situații de acest gen, este clar că nu-i putem ajuta pe toți, dar pentru că ea a descoperit acest caz și pentru că familia fetiței se implică foarte tare, știi că mai sunt situații în care familiile nu sunt chiar ok și atunci au nevoie de bani, dar singur nu și-i pot gestiona nici măcar pe cei care îi au. Ei, în această situație ambii părinți lucrează, mama este asistentă la centru de transfuzii, iar tatăl fetiței este însoțitorul ei personal și totuși, și chiar și lucrând, nu se pot descurca așa cum ar trebui. Nici măcar o casă a lor nu au, locuiesc într-o cameră, în acea casă pe care ați văzut-o în reportaj, a unei rude. Sunt practic primiți acolo. Se încălzesc la sobă cu lemne, iată că anotimpul rece deja bate la ușă, iar ei încă nu au lemnele de foc procurate. Și atunci am zis, măcar asta pot să fac pentru ei. Boala fetei nu este una vindecabilă. Ca să spun că strângem bani să o operăm sau să-i facem ceva. Din păcate nu se poate. Este pe viață afectată de acest diagnostic. Dar măcar să-i facem viața mai bună pentru o anumită perioadă de timp. Am înțeles că la acest spectacol pregătiți nume importante, inclusiv o orchestră foarte, foarte importantă care va veni la Iași. Dați-ne, vă rog, mai multe detalii. Da, într-adevăr, m-am putut baza pe prieteni dragi, pe colaboratori de calitate. Este vorba despre Orchestra Barbu Lăutaru de la Bălți, sub conducerea dirijorului Mihai Verhovețchi, cu care eu am un proiect muzical. Am început deja înregistrări cu ei, am câteva melodii care văd că au mare trecere la public și
asta mă bucură. O să cântăm și noi. Sigur timp. Că da, bineînțeles, cu mare drag. Când am pornit la a organiza acest spectacol, l-am contactat pe domnul dirijor, pe Mihai Verhovețchi, și am zis, uite, eu aș vrea tare mult să poți să vii, să cânți la Iași, să te vadă publicul de acolo, dar este vorba de un caz special, este un spectacol caritabil, eu nu am bani să te plătesc, toți banii pe care îi strâng din vânzarea acelor bilete, despre care o să vorbim probabil mai târziu, vreau să-i ofer fetiței, și dacă ai vrea și ai putea să vii cu orchestra, vă dați seama, i-am cerut un lucru destul de dificil. Nici nu s-a pus problema, a acceptat din prima, i-am făcut o invitație pentru că ei sunt ai primăriei din Bălți, sunt orchestra profesionistă a acestui oraș. Au primit și de acolo aprobare și uite că așa s-a legat spectacolul, iar despre interpreți, ce foarte multe nume sonore. Nume sonore, așa este vorba de Constantin Bahrin, Claudia Martinică, Ștefan Deaconița, care este și președintele Asociației Doina Iașului, care este practic forul oficial care mă susține în organizare, pentru că atunci când m-am sunat domnul director a spus, facem, dar am nevoie, aveți un ONG, o asociație, am nevoie de o firmă. Nu, eu sunt eu și atât, adică eu nu am firmă, nu am... Și am apelat la domnul Ștefan Deaconița, știind că are această asociație, și bineînțeles mi-a pus la dispoziție documentele și susținerea și tot ce am avut nevoie ca să putem face un lucru așa cum trebuie. Și să continui lista invitaților, am ajuns la Ștefan Deaconița, Maria Costioaia, Cristinel Iordăchioaie, Lili Ciortan, care vine tocmai de la Vaslui, Panfil Roată de la Suceava. Domnul Panfil chiar auzise că organizez și m-a sunat. Măi, da, tu faci spectacol și vreau și eu să vin să cânt. Doamne, zic, cu mare drag, eu n-am îndrăznit să vă chem, că veniți totuși de departe, nu vă pot asigura cazare, dar dumnealui și-a dorit foarte mult să fie aici. Bineînțeles, eu voi cânta în acest spectacol și orchestra vine însoțită de doi interpreți de acolo, este vorba de Stella Melnic și de Grigore Onoico, doi interpreți cu nume acolo la ei și cu siguranță vor fi bine primiți și de publicul nostru. Sper că nu am uitat pe cineva, dacă am uitat, te rog, Valentin, să mă mai... Este doar din cauza faptului că este foarte amplă lista. Așa este. Impresionantă desfășurare de forță și așadar, luni, pe 30 septembrie, avem concert, de unde pot fi achiziționate biletele? Biletele vor fi achiziționate și la intrare, pentru că doamna Beatriz Luca se a ocupat personal de depunerea lor. Voi avea voluntari acolo, fiica mea și cu niște colegi de clasă. Deci la intrarea în casă de cultură a studenților vor găsi fiecare posibil spectator, va găsi acele bilete. Iar acum la mine și la secretariat, doamna secretară, doamna Lenuș, a fost foarte amabilă și cu acordul domnului director i-am lăsat vreo 100 de invitații și acolo, iar cei care trec și le este mai ușor pot urca la secretariat în timpul programului, bineînțeles, să le achiziționeze. Iar restul de la mine, de vreo 2 săptămâni asta fac, am promis celor care mă îndrăgesc și care îndrăgesc muzica populară și pe toți colegii mei că le voi mâna personal și am reușit să fac asta. Într-adevăr, îmi ia ceva timp, dar îmi face deosebită plăcere să mă întâlnesc cu oamenii care doresc să fie alături de noi. Când l-am văzut pe Panfilul Roată pe afiș, m-am bucurat foarte mult pentru că el e din Vatra Dornei, acolo locuiește și reprezintă cântul bucovinean, de altfel și eu sunt din Vatra Dornei, m-am bucurat tare mult când l-am văzut acolo. Da, și domnul Panfil are o datorie la mine. Da? Da, trebuie să mă duc o ie, așa mi-a promis ultima oară când am și la mine trebuie să vină în emisiunea mea la Izvoarele Folclorului. Îl aștept de foarte multă vreme, așa că îl prindem aici, îl ținem cel puțin o săptămână să-și plătească toate datoriile pe care le are către noi, cei de la Polonia de aici. Am o întrebare către ambii invitați. Câți bani v-ați propus să strângeți? Adică v-ați propus un obiectiv, un target anume pentru o anumită sumă pe care vreți să o strângeți? Cred că în măsură e mai mult să vă răspundă Beatriz, pentru că noi am venit doar cu partea logistică, da, ca și suport. Mai departe se ocupate dumneavoastră de aproape. Păi, ideal ar fi să umplem sala. Sala are 470 și un pic de locuri, exact, plus cele 30 de locuri pe care noi le-am mai oferit câteodată în funcție de posibilități. Da. Deci o să ajungem... Ori 20 de lei. Ori 20 de lei, un calcul destul de bun. Ne ducem spre 10.000 de lei dacă ar fi să se dea toate invitațiile. Sunt undeva pe la jumătate.
cam 200 și ceva de invitații deja am dat. Dar că mai avem o săptămână, exact, sunt toate șansele să se epuizeze. Timpul e de partea noastră. Exact. Da. Cu siguranță, într-o săptămână, eu cred că sunt șanse foarte mari să umpleți sala, având în vedere că aveți și artiști frumoși și extraordinari, aveți și o orchestră extraordinară care și va mi-am dorit tare mult să fiu pe acea scenă, este o scenă mare, este o sală mare și iată că acum am posibilitatea și în mod public să-i mulțumesc domnului director pentru amabilitatea cu care ne-a primit și cu care a susținut de la început acest proiect și vreau să-i garantez că oricând va avea nevoie de serviciile mele, de susținerea mea în orice proiect, îi voi fi alături. Clar, mulțumim frumos. Eu sunt curioasă cât de mult a înțeles Teodora din tot ce se întâmplă. Eu am tot trecut pe la Teodora în ultima perioadă, am filmat și reportajul pe care l-am văzut, am fost și cu alți colegi din presă. Trebuie să mulțumesc colegilor de la celelalte televiziuni. Sigur că, da, Radio Iași, colegul meu Constantin Bahrin a promovat evenimentul TVR Iași. Ieri dimineața am fost acolo la matinal. Emoționant felul în care am fost primită și a fost primit acest eveniment și susținerea tuturor. Și am tot trecut pe acolo, asta spuneam. Și Teodora deja mă știe, știe că sunt doamna care va cânta pentru ea și care face un spectacol pentru ea. Ați văzut și în reportaj, este afectoasă cu mine. Copiii cu sindrom Down de obicei au nu se apropie de oricine. Da, da, da. La început, prima dată când m-a văzut, a fost reticent, a stat la distanță. Ei, pe parcurs, cunoscându-mă, deja mă îmbrățișează, ea vine la mine, eu am lăsat-o să hotărască ea când este momentul de apropiere, pentru că nu este bine să îi speriem sau să îi îndepărtăm. Și am reușit să mi-o apropii cu dorința ei, la dorința ei. Deci Teodora știe și va fi acolo. Va purta o ie pe care eu o să-i o dăruiesc, să aibă și ea să fie în tema spectacolului și va urca pe scenă. Părinții sunt de acord să apară, nu au nicio problemă, ei sunt extrem de recunoscători tuturor celor care vor să le dea o mână de ajutor. Vor fi în sală, iar la finalul spectacolului, în mod public, eu le voi înmâna toți bănuții strânși pentru ei. Eu propun să facem un preambul al evenimentului și să ne cânți în dimineața asta. Sigur că da, cu mare drag. Prima melodie pe care am ales-o se numește De la Iași până la Bălți. Este înregistrată de la Bălți până la Iași, de data aceasta. Până acum a fost invers. Eu m-am deplasat acolo să îmi pot face înregistrările și să duc la bun sfârșit colaborarea. Și în această idee am și scris acest text. Ca o... Ai scris de tine? Da, eu îmi scriu singură textele melodiilor, da. Îmi face plăcere și mă relaxează acest lucru și în plus în momentul în care le interpretez îmi dau așa o naturalețe și vin din interior, din suflet. Suntem nerăbdători să te ascultăm, colegii din regie sunt pregătiți, așadar Beatrice Duca în această dimineață. Și așa zilele trec, lumii, draga mea. Să petrec cu neamul meu, lumii, draga mea. Să ne veselim mereu, lumii, draga mea. Să cântăm și să jucăm până-n zor de zi, că nu știe nimeni mâine ce-o mai fi. Să cântăm și să jucăm până-n zor de zi, că nu știe nimeni mâine ce-o mai fi. Să jucăm până-n zor de zi, că nu știe nimeni mâine ce-o mai fi. Să cântăm și să jucăm până-n zor de zi, că nu știe nimeni mâine ce-o mai fi. De la Iași până la Bălți, lumii, draga mea, ne prindim în horătăți, lumii, draga mea.
De la Prut până la Carpați, lumii, draga mea, să jucăm ca între frați, lumii, draga mea, să cântăm și să jucăm până-n zor de zi, că nu știe nimeni mâine ce-o mai fi. Să cântăm și să jucăm până-n zor de zi, că nu știe nimeni mâine ce-o mai fi. Dobaș, lumii, draga mea, și cheamă și un scriptaraș, lumii, draga mea, lângă frați, lângă surori, lumii, draga mea, să petrecem până-n zor, lumii, draga mea, să cântăm și să jucăm până-n zor de zi, că nu știe nimeni mâine ce-o mai fi. Să cântăm și să jucăm până-n zor de zi, că nu știe nimeni mâine ce-o mai fi. Mulțumim, Beatrice! Și eu vă mulțumesc! Deci, cântul moldovenesc este cel mai extraordinar. Este plin de viață. Așa este. Este plin de optimism și îmi place foarte mult. Am observat pe afiș că nu vom avea doar muzică, vom avea și dansuri. Sigur că da, sunt trei ansambluri de dansuri care vor fi prezente. Celebre. Este vorba celebre de în primul rând de ansamblul Doina Carpaților, care este de al casei. La fel, eram în birou la domnul director și m-am întâlnit cu maestrul coregraf Petre Șușu. Stăteam acolo la un birou și dumnealui ce, avem colegi noi? Zic, nu, sunt doar musafir. Și întreacă-ți și uitați ce vreau să fac. Și zice, păi vrem și noi să dansăm. Zic, Doamne, cum, cu mare plăcere, chiar mă onorează prezența acestui ansamblu, care practic este ansamblul reprezentativ al Iașului, exact, trebuie exact. Să spunem, să recunoaștem. Apoi mai există în desfășurătorul nostru ansamblul Hora Moldovei, coregraf Emilian Păduraru. Ei sunt vinovați de relația mea cu această orchestră, Barbu Lăutaru de la Bălți, pentru că ei au înregistrat înainte niște suite și domnul Duraru mi-a făcut cunoștință cu domnul dirijor, știind că vreau și eu să trec granița, pentru că este nu neapărat o modă. Dar colaborarea dintre interpreții de aici și orchestrele de acolo este una fructuoasă. Și atunci îmi doream și eu de mult, mi-a plăcut tare mult când am auzit suitele înregistrate de Hora Moldovei și iată că așa s-a legat colaborarea. Deci Hora Moldovei nu puteau să lipsească de la acest spectacol și este vorba și de ansamblul Floare de Bujor, Cristi Ostafi, coregraf, la fel prieteni și colaboratori vechi. Ce desfășurare de forță implică un astfel de eveniment? Din punct de vedere logistic, clar vorbim de toți colegii pe care îi avem noi în partea administrativă, o să avem nevoie de fiecare, pentru că avem nevoie și de sunet, avem nevoie și de lumini, avem nevoie și de un coleg care să se ocupe de partea de cortine, avem nevoie și de un coleg care să se asigure și de partea de să pune și rău în față și să ferească sântul de un eventual incendiu, pentru că în momentul de față normele ISU sunt foarte foarte stricte și atunci sigur, avem trebuie nevoie să fim prevăzători. Și suntem pregătiți și pentru așa ceva. Până în momentul de față nu au fost probleme și nu văd de ce ar fi probleme, că suntem foarte bine pregătiți. Dar, practic, avem nevoie de fiecare coleg din partea noastră administrativă și colegii noștri vor fi alături, se vor implica și ei pentru ca spectacolul să fie unul de succes. Spune-mi, drag Beatrice, cât ai muncit pentru a pune cap la cap toate detaliile și toată partea asta de organizare a spectacolului? De o lună de zile mă ocup de acest lucru. Știți că eu sunt și profesor și în această lună mi-am luat concediu fără plată ca să mă pot ocupa de acest eveniment, să-l duc până la capăt. Mi-am dorit, chiar spuneam, m-am întâlnit ieri cu cineva de la primărie, uite și trebuie să specific că și primăria mi este partener în promovarea acestui eveniment. Au distribuit afișe prin oraș, prin mijloacele de transport, deci am avut inclusiv susținerea primăriei Iași.
bineînțeles, au toate mulțumirile mele. Și stăteam de vorbă cu cineva și am zis că, uite, acest spectacol mi-aș dori să fie cartea mea de vizită, să fie o piesă de rezistență la CV-ul meu și dacă va ieși așa cum l-am visat eu, poate, cine știe, voi activa, îmi doresc pe viitor să activez în acest domeniu și să fie un punct de plecare, să apeleze și alții să-i susțin și să-i ajut în organizarea unor astfel de evenimente. Deci, o lună de zile, dar mi-a venit ușor, pentru că sunt din interior, știu cum ar trebui să fie și am avut oameni lângă mine. Care nu știu cum a reușit Beatrice, dar se întâmplă niște lucruri foarte extraordinare în ea și ai de găsit și deschidere extraordinară, adică văd că Casa toate de Cultură susține, primăria susține, adică autoritățile încep să susțină toate ușile la care am bătut mi s-au deschis. Și am și câțiva sponsori, nu o să le dau numele, știu că nu este voie, dar sunt două restaurante care asigură masa orchestrei, în momentul în care vor veni de acolo, trebuia să-i primesc cu ceva, vă dați seama, oamenii vin de la distanță, vor avea un catering acolo chiar la sală, iar seara un alt restaurant asigură cina tuturor artiștilor care vor urca pe scenă. Le mulțumesc și la fel, profund îndatorată. O să cânt la toate evenimentele lor de acum. Sper să vedem exemplul Casa de Cultură și al primăriei luat și de alte autorități din Iași de a se implica în cazuri de genul ăsta, că până la urmă, iată, când forțele se unesc, ies lucruri foarte frumoase. Așa este. N-aș fi putut să realizez singură un astfel de proiect. Da. Este clar că ai nevoie de o echipă și ai nevoie de oameni pe care te poți baza, iar eu i-am avut. Și sunt convinsă că acesta este doar începutul, cu siguranță multe altfel. Să dea Dumnezeu să mai putem să facem astfel de lucruri, pentru că sunt benefice și dacă ne întoarcem la evenimentul strict artistic și cultural, să știți că oamenii își doresc astfel de evenimente. A fost la Casa Studenților recent un spectacol la care eu am participat ca și spectator și sala a fost plină, deci lumea iubește folclorul și își dorește să ne vadă pe scenă. Da. Pe final de intervenție vreau să vă întreb ce program aveți pentru Casa de Cultură a Studenților. Ce viitor la propriu? Dacă ieși și mă raportez în perioada imediat următoare, ce evenimente pe care ne le pregătim, vom avea un festival de muzică jazz, pe de-o parte, după aceea vom avea festivalul rock în Iași, indoor, și, bineînțeles, se apropie aniversarea celor 60 de ani de existența Casei de Cultură a Studenților, eveniment la care lucrăm de aproape toți colegii de pe partea de cultural. Suntem, practic, am intrat pe ultima 100 de metri, lucrăm la tot, practic, punem în momentul de față în scenă spectacolul pe care îl pregătim. Va fi un spectacol extraordinar, deoarece toate trupele Casei de Cultură a Studenților vor fi implicate în acest spectacol, va fi o regie. Sperăm ca publicul să observe că va fi altceva decât ceea ce s-a întâmplat până în momentul de față la Casa de Cultură a Studenților, pentru că va fi emblema noastră. Tot ceea ce s-a întâmplat acolo va fi, practic, va sta în CV-ul Casei de Cultură a Studenților, dacă ei se punctez. Și, bineînțeles, că ne pregătim și pentru studenți, pentru că ei sunt publicul nostru țintă. Și ei vor avea parte de un spectacol și încă un spectacol, pentru că și ei vor fi invitați aici pe data de 5 noiembrie în fața Casei de Cultură a Studenților. Vom avea o serie de invitați, atât invitații care au fost s-au lansat în Casa de Cultură a Studenților și totodată vom avea și un cap de afiș, dacă e să punctez. Așadar, până una alta, pe data de 30 septembrie, ne vedem la Casa de Cultură a Studenților de la ora 19. Octombrie. De la ora 19. Și bineînțeles, cu voi, cu echipa Apolonia, care sunteți partenerul media principal, se va filma tot spectacolul și îl vom difuza în întregime. Mulțumesc, Apolonia, sunteți a doua mea casă. Tocmai de aceea te rugăm să ne mai cânti. Cu mare drag. Încă o melodie, ce cântec? Este o sârbă, o să vedeți, o să jucați cu mine. Ram-tai dirli dirli da, să jucăm sârba în doi, cum se joacă pe la noi. Ram-tai dirli dirli dirli,
eram tai dirli da. Să jucăm sârba saltat, cum îi distru bun lăsat. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli dirli da. Să jucăm sârba în doi, cum se joacă pe la noi. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli da. Să jucăm sârba saltat. Trompeta-n vali, nimic nu mai stă în cali. Mă gătesc cu straii noi și pornesc la joc cu voi. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli dirli da. Împărăm cu busuioc să-mi poartă noroc la joc. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli da. Mă gătesc cu straii noi și pornesc la joc cu voi. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli dirli da. Împărăm cu busuioc să-mi poartă noroc la joc. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli da. Badea de mână, aș juca și-o săptămână. Când mă prinde de mijloc, inimioara îmi-e foc. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli dirli da. Poate joc în orunțel și tare mi-i drag de el. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli da. Când mă prinde de mijloc, inimioara îmi-e foc. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli dirli da. Poate joc în orunțel și tare mi-i drag de el. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli. Când mă e badea de mână, mă, păi aș juca și-o săptămână. Că de când mă știu pe lume, dragi mi sârbile străbune. Joc cu neamul meu, uite tă și este greu. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli dirli da. Eu când joc aici cu voi, uite greu și de nevoi. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli da. Eu când joc cu neamul meu, uite tă și este greu. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli dirli da. Eu când joc aici cu voi, uite greu și de nevoi. Ram tai dirli dirli dirli, ram tai dirli da. Eu când joc cu neamul foarte mult, Beatrice. Vă mulțumim de fapt amândurora pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături de fiecare dată. Întotdeauna. Noi trecem mai departe acum. De fapt, trecem mai departe să facem finalul. Trecem spre ziua de mâine. Exact. Da, am ajuns, pentru că am ajuns la finalul emisiunii deja. Da. Deci ce înseamnă când te simți bine, trece foarte repede. Da, așa exact. Se întâmplă întotdeauna. 9 și 46 de minute, am ajuns la final de emisiune. Ne vedem mâine dimineața, tot de la ora 8, tot aici la Polonia TV. Zi frumoasă în continuare, spor în toate să aveți. Toate cele bune până mâine.